ce a venit împlinirea vremii, Domnul a trimis pe fiul său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Galateni 4:4-5. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan 1:14. Betleemul din Iudea, Betleemul din Iudea, în locul lui sărăcăcios, pe pat de paie, într-un staul, s-a născut regele Hristos. Iosif căuta din casă în casă un loc să poată nopta, Maria să se odihnească în liniște să poată sta. Era târziu, un miez de noapte, căuta un loc de găzduit. Maria trebuia să nască, dar loc în casă n-au găsit și plin de fric și oboseală abia înaintau cu greu, dar priveau cerul cu speranță și se rugau la Dumnezeu. La casa din apropiere au încercat și n-au găsit. Au fost primiți doar într-un staul unde au intrat și au mulțumit. Într-un ungher în grajdul rece s-a născut regele Iisus și înfășat în scutece pe pat de paie l-au pus. Și plin de bucurie, Sfântul Iosif Maria îl priveau și corul îngeresc din ceruri imnul de laudă intonau. Din răsărit au venit magii conduși de stea lucitoare și plin de bucurie, Sfântul au adus daruri fiecare. Aur, curaz, mirnă, tămâie, toți îl sloveau pe Dumnezeu. S-au închinat dându-i onoare, lăudând cu drag numele Său, să ne unim toți în cântare cu corul îngeresc divin și cu bucurie sfântă pe Iisus să lăudăm. Amin.